În aprilie 2011, deputatul Giurgiu Vean, PDL, Dan Păsat, a fost trimis în judecată pentru 3 fapte de șantaj, dar și pentru faptul că a încercat să-și acopere faptele de șantaj prin fals. A și fost condamnat la 3 ani de închisoare, dar Păsat a făcut recurs. Instanța Supremă a dat însă azi sentința definitivă, 3 ani de închisoare cu executare, respingând recursul fostului parlamentar. În 2009, Dan Păsat, alături de cei doi inculpați din dosar, a amenințat doi reprezentanți ai unei societăți comerciale, astfel încât fostul deputat intenționa să obțină contractele pe care societatea respectivă le avea cu câteva primării din Giurgiu. Procurorii au arătat că firma condusă doar în acte de soția lui Dan Păsat, pentru că cel care conducea operațiunile era chiar fostul deputat, a obținut aproximativ 2 milioane de lei din contracte cu statul. Mai exact, aceste contracte au fost concesionate de societățile care le câștigaseră inițial. În același dosar, primarul comunei Vărăști, Vasile Preda, a fost condamnat la 8 luni de închisoare cu suspendare, iar Marin Constantin a primit 5 luni de închisoare cu suspendare cu 4 ani sub supraveghere. Dan Păsat a fost polițist până în anul 2000, când a intrat în afaceri imobiliare și în politică. Inițial a fost membru PD. În 2005 a trecut la PNL, unde a urcat în ierarhie de la consilier local în Giurgiu până la funcția de subprefect și apoi de deputat în 2009. În 2010, Dan Păsat s-a întors în PDL pentru a-și proteja afacerile de mâna justiției, după cum spun unii lideri politici din Giurgiu.